că urmăm zilnic calea pe care însuși Hristos a umblat. Văd prin fapt că e vital ascultarea, nu doar cunoașterea ce-am învățat. Ascultător, deci să fim, și ce-a spus Iac să împlinim, ca aprobarea lui a s-o primim. Ascultător, deci să fim, când casa noastră pe stâncă zidită stă neclintiți, vânt și ploi înfruntând, căci cu iubire Hristos ne invită să îl urmăm de-a său glas ascultând. Ascultător, deci să fim, și ce-a spus Iac să împlinim, ca aprobarea lui azi s-o primim. Ascultător, deci să fim, ca pomul care-i sădit lângă ape și care-i dă rodul la timpul său, să stăm și noi de Iehova aproape, ca să trăim veșnic liber de rău. Ascultător, deci să fim, și ce-a spus Iac să împlinim, ca aprobarea lui azi s-o primim. Ascultător, deci să fim,